Bună ziua, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la România în bucate de la Târgu Mureș. Suntem în săptămâna mare, suntem foarte aproape de Sfintele Sărbători de Paști, așa că astăzi colegul și prietenul meu, Costin Miron, ne-a pregătit o rețetă. Costin? Stimați telespectatori, o rețetă, ați observat, de post. Nu avem carne, de niciun fel. Vom face niște sârmăluțe în varză, înfășurate în foi de varză murată, după o rețetă de la mănăstire, de la mănăstirea Toplița. Avem și un ingredient secret, Bogdane. Dar să-mi aduci aminte, știi că nu eu mai uit așa. Nu este nicio emisiune în care tu nu ai un ingredient avem secret. Avem și un ingredient secret. Nu știu care mai e secretul, dacă ne-l spui de la început. Sau... Păi nu-l știți? Am înțeles. Avem așa, soia, orezul care va lega toată compoziția, soia, chiar cu asta o să începem, o să o muiem în puțină... Niște fulgi de soia, soia, da, mărunțită. Soia mărunțită. Asta bănuiesc că trebuie înmuiată în apă și se va face ca și înlocuitorul cărnii tocate. Sau... Exact. Ciupercile, fără de care nu se poate să gătești la mănăstire sarmale de post fără ciuperci. Varză dulce. Din asta o să-i facem așa un pat, o plăpumioară pe care așezăm sărmăluțele și sus un capac din varză dulce. În compoziție mai băgăm morcov ras, ceapă tocată mărunt și călită, ardei iusem pentru final. Așa. De pastă de ardei, știi că este ingredientul nostru... Iute? Nu, nu. E pastă de ardei sărată, de ardei dulce. Ardei dulce sărată. Și mi-am permis să mai pun ceva în plus. Cimbru. Nu-i cimbru. E mentă. Mentă. Am mâncat în Turcia sarmale, tot de post, cu orez. Da, așa, și aveau și mentă. Și aveau un gust bun. Mai sarmale cu mentă? Mai răcoros, așa, nu foarte multă. De la mănăstirea Toplița. Dar nu-i numai mentă aici, nu, mai e ceva. La mănăstire nu-i cu... Nu făceau cu mentă. Așa. Ce mai punem noi aici? Stai să ne mai uităm. Bulionul sau sucul de roșii în care vor fierbe, îl mai diluăm cu puțină apă. Așa, pentru fiert, ca și la sarmalele clasice, stimați spectatori, avem cimbru și mărar, chiar semințe de mărar, care sunt mai aromate. Astea uscate le punem, bănuiesc, pe fundul oalei. Pe fundul oalei și sarmalele le clădim așa frumos și lăsăm pe mijloc un spațiu unde mai băgăm 2-3 crăci de aromate. O floricică de mărar. Așa, tot în compoziție o să tocăm, Bogdane, și mărar și un pic de pătrunjel. Așa era în rețetă, hai să respectăm. Da, da, dacă tot ne-am permis să punem mentă, măcar restul să respectăm. Le înfășurăm, le așezăm, orezul să-l călim și pe el puțin la final, după ce călim ciupercile și ceapa, ceapa tocată și morcov. Hai să începem cu începutul, adică să înmuiem, o să pun niște apă călduță peste soia, până terminăm noi cu... Asta se umflă, așa e? Da. Până terminăm noi cu pregătitul legumelor, soia se va umfla. Am pregătit soia, i-am pus apă și hai să ne apucăm de legume. Uite, ție îți dau să răzuiești morcovul. Și păi dăm și un instrument de o răzătoare. Totul e pregătit, Bogdan. Totul e pregătit. Eu pe cea mai mică, așa-i? Da, pe cea mai mică. Eu mă apuc de ceapă. Vezi, nu te-am lăsat pe tine să plângi cu ceapa. Ți-am și mulțumit. Da. Rămân fără buricele degetelor, ce zici? Eu zic că nu. Că doar nu ești în primul an la pensiune. Pensionul știi tu care, de balet și bune maniere. Da, la fără frecvență. Uite, Costin, morcovii noștri. Ce frumos! Ceapa trebuie tăiată fin, fin, fin. A, urmează să văd. Fii atent. Dar tu știi doar că eu sunt foarte atent. Știu, da. Așa de 2 mm lățime fac cubulețele. Te rog. Ca să nu te plictisești, poți să mă ajuți cu ciupercile. Da. Specia agaricus. Păi ele scria că-s italiene pe astea. Da. Oricum, la noi le spune șampinioane. Da, șampion de câmp și șampion de bălegar. Asta? Uite, am spălat da, se vede. Agaricușii. 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 Eu zic că la astea mici să folosim și codițele. Bine, Bogdane. Cât de mărunt să le tai, cât de... Eu-s de acord, așa, cu bulețe... mici. Stai să văd întâi.
mai mari, un pic o să scadă în tigaie. O să scadă, așa e. Bun, le fac un pic mai mari. Da, e bine, e bine. A, și nu te-am întrebat, mi-am amintit acum, în ce le fierbem? Le băgăm la cuptor, pe oală, pe aragaz? În oală de lut. Oală de lut, frumos. N-am adus-o pe masă, că ne aglomeram prea tare. Nici nu trebuie. E oală de lut, trebuie să o muiem în apă înainte. Nu. Știi că am mai făcut noi sarmalele alea de Crăciun, dacă bine mi-amintesc, am făcut o oală de sarmale, alea micuțe, în foi de viță. Aia le-am făcut la tine, în oală tot smălțuită. Nu, a mea nu era smălțuită. Nu? Nu, le-am muiat în apă o jumătate de oră. Asta de smalț nu trebuie muiat. Deci e smălțuită. Chiar uite, soia s-a umflat, mai pun un pic de apă. I-am mai dat o tură de hidratare. Să nu dea pe afară nu. Carnea. Cu această rețetă o să răspundem telespectatorilor, mulți dintre ei prieteni de ei noștri, care ne tot acuzau. Bine, mă, dar miercurea, post, voi tot cu carne, iepuri, pui, cocoși, porci. Acum facem de post. Sărmăluțe. De post. Eu am făcut sarmale de post o singură dată, dar erau cu păsat. Ai făcut găluște, cum se zice pe la noi. Tot sarmale. Găluște cu păsat. Ei, denumirea locală. Eu m-aș apuca puțin să încep să călesc aceste legume. Eu te susțin moral, trebuie atât moral cât și... ulei. Bogdane, a început să sfârâie. Le faci la foc puternic? Nu foarte puternic, chiar bine că mi-ai atras atenția. Și ai zis că e acolo. Pălincă de prune. Uite ce mărge le face. Îmi place cât ești de patriot, totdeauna ai sticla aia cu tricolorul? Tricolorul, cu cocarda. Să știi că mie ne s-o dau jos. A fost de 1 decembrie, ții minte? Și da, nu dă rău. Sigur că nu. Mai am o ciupercă aia care ai început tu să tai în două, dar te-am iertat pentru că ai zis că vii cu... Da, tocmai, aia las-o. Să vezi pe urmă cum îți merge mâna după ce e o gură de pălincă. Da? Dragi prieteni, sfânta sărbătoare de Paște foarte aproape. Noi gătim de post, nu-i sigur că și ținem postul, de-aia mai... Nu știu dacă e post, dacă... Păi, de-aia am zis că noi doar gătim de post. Vă așteptăm la o porție de sărmăluțe de post. Mai la final, așa. Deci amestecul facem aici? Da. Așteptăm să se călească ceapa cu morcovul? Da. Soia, orezul, tu nu-l călești un pic ba acolo? Ba da, ba da, ba da. Peste ceapă și peste... Eu așa fac de obicei. Așa-l facem. Tocăm? Da, ăsta nu-l călim, ne trebuie verde. Pentru compoziție, da. Ne trebuie verde. E o bună idee, ai avut ideea, te rog să execuți. Mărunt, 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 fin, fin, mai fin, mai fin. Așa, ăla-i. Ca să se amestece ușor în compoziție. Ți-am zis că asta e o rețetă de la mănăstire, de mănăstire de taici. Unde era mănăstirea asta? La Toplița. Și tot de acolo, deci respectăm rețeta, ți-am spus, cu excepția mentei, ingredientul secret. Să ți-l aduc? Ar trebui. Hai că mi-ai mai trebuie. Nebunit cu ingredientul chiar trebuie secret. Pentru ia, că adul. Trebuie să-l amestecăm cu... Sper să fie de post ingredientul ăsta secret. L-am spus aici, ăsta. Nu este rețeta să nu mă nebunească. Uite, cu ingredientul dacă, secret. Dacă vezi asta, îți dai seama ce e? O măcinătoare de nuci. E nu, nuci. Nucă, nucă. Uite, eu o să mă apuc de... Deci punem nuci în sarmale. Da, dar tot măcinate, mărunt. Așa, Bogdane, eu mă apuc să mărunțesc nuca. Uite, eu am mai mestecat un pic în ceapă și în morcov și pare a fi cam gata. Aici se poate adăuga deja piperul și... piperul, auzi, orezul și ciupercile. Întâi ciupercile? Da. Văd
că ai măcinat nuca până la urmă, ai avut o problemă mică cu mașina, te-am văzut eu. Da, da, e un lucru făcut. Cu nuca începem? În răsărit, nu, nuca o așezăm aici, unde vom amesteca tot, așa? Toată umplutura. Ciupercile au început să scadă, dar poate un pic de sare n-ar strica peste amestec acolo ca să se așeze mai bine ciupercile. Punem, dar nu multă, că ăla e foarte sărat. Uite, eu ți-am tăiat am văzut că te-ai amărat, ești foarte disciplinat. Dar o să mărunțesc și frunzulițele astea de pătrunjel. Da, 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 le băgăm în compoziție cu măran. Așa scria în rețetă. Două lingurițe de pastăre tomate. Poate chiar... Asta nu-i sărat, așa e doar... Nu, asta e dulce, tomate, e chiar dulce. Așa. Tot așa, vreo două lingurițe de pastă de ardei sărată. Chiar mai puțin pun ardei, că ăsta e sărat. Așa. Bun. Să macin eu... Bobițele, da? Da. Cam câte sarmale crezi că o să ne iasă, Costin? Cât soldăței? Câte... Eu zic așa, vreo 40-50. Un batalion? Să vedem. Nu chiar un batalion. O divizie. Eu, auzi, eu l-aș pune pe tot. Pe tot. Dacă vrei 50 de sarmale, e puțin. Să vedem cât o să iasă. Așa. Și ăsta tot acolo, nu? Da, da, tot. Ce mirosuri aici. Niște semințe de măran, așa? Ai ghicit-o. Știi ce mai putem face ca să nu pierdem vremea până se termină legumele? Hai să stoarcem, să strecurăm și cărnița asta. Nu, nu. Dar o să ne încapă oare toate ingredientele aici? Dacă nu, deci, găsim un lichean mai mare. Dragi prieteni, aici avem, așa, până acum, avem soia care e deasupra, avem... pătrunjelul și mărarul mărunțit, avem pasta de ardei, condimentele, piperul ăsta. Urmează să intrăm cu gros. De fapt, orezul ar trebui să-l punem peste ciuperci, ceapă și morcov. Da, stai puțin, că am zis că punem un pic de mentă, nu multă. Atât. Ce treabă de mentă ai făcut? Treabă de mentă, da. Așa, așa. Da, până atunci eu o să pregătesc Oala de lut. Am rezolvat și problema vasului. Deci în oala asta o să facem noi sarmalele? Așa, le așezăm așa cercuri concentrice și ne ridicăm din ce în ce mai sus și pe mijloc lăsăm un pic de loc să băgăm... Facem turn de sarmale, nu? Un turn de sarmale. Așa mai îmboboșat la mijloc. Exact pe forma ei. Uite cu ce seamănă, uite ce formă are, vezi? Cu amforă, dar păcat că nu e ascuțită. Și amfora seamănă cu o femeie. Iar, oi, suntem în post. Doamne, iar. Și eu de acum îți dau câte o frunzuliță. Exact. Și tu le rezolvi. Ce frumos e asta, uite ce frumos e asta. Dai seama ce sarmale ies din astea. Uite-te. Arată foarte bine. Orezul deja e translucid. Da. Adevărul e că sarmalele, în general, sunt migăloase. Să-l mai răcim puțin cu ce aveam noi acolo, cu soia și cu... Cred că de la mărarul meu se răcește. Da, sigur. Dar ce bine se simte ciuperca. Da. S-a aromate șampinioanele de câmp. Adică mai băgăm și pasta la altă de tomate. Părerea mea. Oricum, asta trebuie să mai mestecăm o dată cu mâna. Uite, eu nu știu, stau pe gânduri când ai zis, că mie-mi place. Mai ai vreo varză? Mă, un butoi. Că de aici nu o să-ți iasă decât 10-15.
Nu se iasă 20, dar mai aduc varză, care e problema? Asta iar e faină. Și care sunt mai micuțe, putem să completăm. Din două frunze să facem o singură sarma sau... E, bine. Pe așa am făcut și la vița de vie, dacă ți-amintești. Da? Da, sigur. E, improvizăm. Bineînțeles. Stimați respectatori, suntem cam pe la jumătate. Jumătatea timpului total. Dacă e după mine, suntem pe la început, că cea mai mult o să dureze asamblarea. Piesele de schimb sunt gata. Fii atent. Costine, eu între timp am gustat un pic... Așa. Și amestecul ia nostru, meclezul nostru, să știi că nu e suficient de sărat, degeaba ai lăudat tu pasta asta, că problemă. E foarte sărată. O mai... O să mai trebuiască... Așa. Controlăm. Uite ce bine se leagă. Nu, chiar bine, arată, nu zic că nu-i carne. Mă gândeam că se împrăștie în foaie. De? Încă n-avem de unde să știm, da? Să vedem, îți dau eu nota la sfârșit. Dacă luăm linguri de... de asta de inox, nu cu asta de lemn, cât de asta se lipește. Și cu alea ne încărcăm foile. Da, vezi să nu. Luăm cu mânuța? Da, bineînțeles. Dar ce miros bun. Toate ingredientele astea, ciupercile, se simt foarte bine, mărarul se simte foarte tare, coriandrul simt, pătrunjelul se simte. Au apărut două roșii. Le tăiem rondele. Le pui deasupra. Și le știi tot, știi, nu pot. Nu, dar nu văd la ce altceva ai putea să folosești rondele. Nu pot să-ți spun nimic. Sau poate printre ele, dar nu. Nimic nu pot să spun. Gata, hai să ne apucăm de ambalat. Dar la mine, în sat, când femeile făceau sarmale, știi că la țară se gătea acasă pentru nuntă, să te ia porc, vițel, ce avea omul prin curte cu patru picioare, așa. Și s-apucau, înainte să apuce de înfășura sarmale, chiuiau. Dar înainte să chiuie, beau. Adică beau, puneau și ele o țuică, un șpriț, ceva, așa, noi nu să chiuim, dar... Adevărul că aș chiui și eu. Ai chiui dacă... Cu tine dacă ar fi un pic de carne în sarmale astea, dacă ar fi un pic de porc, ai zis că tăiau porcul și... Păi porc, vițel, mă. La asta nu prea ai ce chiui, mă, stai să fim serioși. Păi, dar nici n-ai voie în post, mă. Îmi fac curaj. Ăsta e vinul cu care te-am amenințat mai devreme. Rețeta de la mănăstirea de Taici și vin de la părintele, de la Reghin. Cam cât de mare? Eu nu știu cum vrei tu să le faci sarmaluțele. Cum îți ies ție, dar să nu se desfacă, că dacă se desfac, ne-am stricat firma. S-a desfăcut odată sarmaluțele. Foarte strânse, foarte strânse trebuie, Dani. Așa ceva? Da, foarte strânse. Bun, e bine. Dar nu o să-ți iasă. Următoarea o să-ți iasă și mai bună. Ultimele o să-mi iasă cel mai bune întotdeauna. Dragi prieteni, abia aștept să-l gust. Vă invităm la sarmaluțe de post. Imediat le umplem, le punem la fiert. După aia, ce putem face e să vi le prezentăm în farfurie. Bun. Hai că prima a ieșit. Cum? Lungă. Ca o zi de post? Ca... Dacă se desfac la fiert, o să fie varză a la Cluj de post. Absolut, sigur, că de-aia nici nu fac probleme, Costine. Până la urmă, intenția contează. Noi am avut o intenție bună, să gătim de post. Da. Nu au cum să nu iasă. Foarte, foarte bune sarmalele astea. Ce nu-mi place, că ai lăsat tu cam niște nervuri cam mari la unele... De... Ești mașină de împături sarmale. Uite, așa ceva n-am văzut. Nici cu banezul nu-și fac așa trabucurile. Cum fac eu sarmalele? El sarmalos, muchachos. Împaturiando las sarmalas. Împaturiando. Băi, da, asta e chiar de școală ne-a ieșit. Uite, și mie, exact ce ți-am spus, ultimele o să ne iasă cel mai frumos. De exemplu, de vezi? Școală. De balet și bune maniere. L-ai pus în față la mine asta ca să nu vadă prietenii noștri cât de frumoase sunt ale mele și cât de varză îs sarmalele tale. Obsesiv, compulsiv, toate sunt așa. Lasă-mă. Toate sunt identice. Uite aici, mă, artă. Variațiuni. Poloc. Stimați respectatori, ne apucăm să așezăm în oală. Uite, niște așa. Flori de mărar. Mamă, ce bune sunt astea. Și deasupra? Și deasupra îi facem o pătuț. O păturică de... Un pătuț.
poate să mai îndesc așa. Uite așa, gata pătuțul. Da, auzi, pune-le... Îndesate? Mai îndesate, așa. Da, 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 da. Le așezi strâns unite în jurul partidului, nu? S-a spart una. Una avem, avem un rebut, dar nu e problemă. Da, de la tine, dacă e de la tine, normal, de regulă, mie nu se spart niciun. A, și un pic de vin. Da. Dacă tot am zis că îmbunătățim rețeta, o băgăm la cuptor, da? Da, trage tu. Hai să-ți deschid. Stimați telespectatori, încă două ore trebuie să mai așteptăm. În cazul dumneavoastră, nu vor fi două ore, că la montaj Bogdan le rezolvă. Așa, ia să-ți fac eu niște decor, să ți-l tai așa frumos. Am reușit să le fierbem, să arate bine și să miroasă bine și au și un gust fantastic. Dragi prieteni, cam astea sunt sărmăluțele noastre de post. Suntem în Săptămâna Mare, se apropie Sfintele Sărbători de Paști. Vă invităm la o porție de sărmăluțe de post cu orez, ciuperci, cu soia. Condimente, foarte multe condimente, mărar, morcov, cimbru, ceapă, morcov, ceapă. Așa, învelite în, în frunze de varză murată, dar cu un adaos de varză. De varză dulce. Dulce. Stimați telespectatori, nu-i greu să postești când ai cu ce. Vă invităm la masă. Poftă mare. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare, miercuri, la aceeași oră. La revedere.